Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vă invit să lucrăm împreună o căciuliță mai atipică, pentru că este o căciuliță într-o formă mai diversă față de cele pe care le-am făcut eu până acum. Este o căciuliță tip baticuț. Este un model tare simpatic. Eu am văzut acest model de căciuliță într-o fotografie la una din membrele grupului Irene's Handmade Group. Am lucrat-o și eu anul trecut. Iar anul acesta am decis să fac același model de căciuliță pentru finuța mea și pentru surioara ei. Drept urmare, eu deja una o am făcută, iar în tutorialul de astăzi vom lucra pe cea de-a doua. Mie îmi place tare mult acest model pentru că este un pic ieșit din standardele clasice de căciuliță, dar care totuși ține urechiușele acoperite la fetițe. Este o căciuliță specific pentru fetițe. Îmi pare rău că fac un pic de discriminare în acest caz, dar probabil pe viitor vor fi modele și care vor fi specifice pentru băieții. Am zis să fac cu voi acest tutorial, deși nu este un model inventat de mine, v-am zis, m-am inspirat dintr-o fotografie de la una din membrele de pe grup, dar mi-am amintit de acest model în urma unui mesaj pe care l-am primit pe pagina de Facebook, în care cineva îmi cerea un astfel de model de căciuliță și am zis cu această ocazie să lucrez și pentru aceste două fetițe câte o căciuliță, dar să și realizez un tutorial la acest model. Sper să vă placă modelul, sper să îl încercați și voi. Eu acum o să vă las cu tutorialul și o să vă mai spun câteva cuvinte la final. Pentru tutorialul de astăzi eu voi folosi un fir Alize Diva în degrade. O să aveți aici o fotografie cu firul pe care îl voi folosi. Eu l-am făcut gem, însă asta e pentru că deja am lucrat această căciuliță și folosesc croșeta de 3,5, însă voi puteți să folosiți absolut ce fir doriți, cu ce croșetă doriți, nu are nicio importanță. Voi începe cu cercul magic, voi da firele după deget. Prin interiorul cercului format voi trage firul de la ghem și voi închide cercul magic cu un picioruș scurt, cu un ochi de lanț. Am blocat cercul magic. Acum, după acel ochi de lanț pe care l-am făcut, voi mai face încă două, deci în total sunt 3. Iar aceste 3 ochiuri de lanț vor înlocui primul picioruș dublu pe care îl vom lucra în interiorul cercului magic. Iau jeteu, lucrez cel de-al doilea picioruș dublu. Iau jeteu și îl lucrez și pe cel de-al treilea. Am acum practic un grup de 3 piciorușe duble. Ok, sper că se vede mai bine acum. Am un grup de 3 piciorușe duble lucrate în interiorul cercului magic. Acum fac două ochiuri de lanț, una, două. Iau iar jeteu și tot în interiorul cercului voi lucra alte 3 piciorușe duble. Una, 2, 3. Deci am lucrat în interiorul cercului magic 3 piciorușe duble, din care primul picioruș dublu este înlocuit de 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe de lanț între grupul, primul grup și cel de-al doilea grup, tot de 3 piciorușe duble. Acum eu o să închid cercul magic, voi trage pur și simplu de capăt, puteți folosi și cercul magic dublu, este același lucru. Și acesta practic este primul rând. Începem rândul numărul 2 și ne vom ridica cu 3 ochiuri de lanț, întorc lucrul și în ochiul din care m-am ridicat cu aceste 3 ochiuri de lanț voi lucra încă 2 piciorușe duble, în același ochi, în primul ochi. Am făcut iar grupul de 3. Acum, fără să fac nici un ochi de lanț între cele două grupuri, voi intra aici în interiorul acesta care s-a format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra alte 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Acum voi face două ochiuri de lanț și voi intra în același spațiu, tot în acest spațiu de aici. Practic acesta este mijlocul triunghiului pe care se va forma. Iar aici vom lucra mereu două grupuri a câte 3 piciorușe despărțite de câte 2 ochiuri de lanț. Vedeți? Am făcut două grupuri a câte 3 piciorușe despărțite între ele de 2 ochiuri de lanț.
Și fără să fac niciun ochi de lanț, absolut nimic, voi intra în ultimul, aici, în ultimul picioruș dublu pe care îl am, practic primul de pe rândul anterior, și fie luați ochiul de lanț, din, practic cel de-al treilea ochi de lanț din cele trei, iar ori băgați croșeta printre ultimul picioruș și penultimul. Eu prefer să bag croșeta între cele două piciorușe, pentru că în felul acesta îmi va ridica puțin acel picioruș care tinde să se lase. Deci prefer să bag între ele. Și lucrez 3 piciorușe duble. Haideți să vă mai arăt încă o dată, pentru că începe rândul numărul 3. Voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Întorc, în ochiul din care m-am ridicat cu cele 3, voi lucra încă 2 piciorușe duble. Am făcut grupul de 3, apoi iau jeteu și mă mut în spațiul care s-a format între cele două grupuri de pe rândul anterior, vedeți? Aici. Fără să fac niciun ochi de lanț, absolut nimic, intru direct în spațiul acela. Și lucrez 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Acum am ajuns în mijloc, aici, în spațiul acesta care s-a format în urma ochiurilor de lanț, și iau jeteu, intru în acest spațiu și voi lucra la fel, două grupuri a câte 3 piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Am făcut două piciorușe duble, cel de-al treilea, două ochiuri de lanț, iau jeteu, intru în același loc și fac alte 3 ochiuri de lanț. Bun, după care iau jeteu, fără să fac niciun ochi despărțitor, intru în spațiul format de cele două grupuri de pe rândul anterior. Și lucrez alte 3 piciorușe scurte. Acum, iau jeteu și am ajuns aici în capăt. Vedeți, acesta este piciorușul, ultimul picioruș, primul practic de pe rândul anterior, care s-a format din 3 ochiuri de lanț. Fie băgați croșeta în cel de-al treilea ochi de lanț, fie băgați croșeta între acesta și acesta. Eu prefer să bag între ele, în felul acesta îmi îndreaptă puțin acest picioruș. Și lucrez 3 piciorușe duble, toate 3 în dreptul acelui picioruș. Și începe să se formeze un triunghi pe care îl vom lucra până când ajungem la dimensiunea necesară nouă, în funcție de vârsta pe care o vom lucra. Haideți să mai fac încă un rând cu voi. Voi lucra 3 ochiuri de lanț, întorc în acest ochi, în cel din care m-am ridicat cu cele 3 ochi, 3 ochiuri de lanț, voi face încă 2 piciorușe duble, iau jeteu și fără să fac niciun ochi, mă mut în, vedeți că s-au format aceste spații aici. Mă mut în primul spațiu, lucrez 3 piciorușe duble. Iau jeteu, mă mut în următorul spațiu, lucrez alte 3 piciorușe duble. Iau jeteu și am ajuns aici în mijloc. Vedeți? Aici la fel, voi lucra două grupuri a câte 3, despărțite între ele de două ochiuri de lanț. 2, 3, 2 ochiuri de lanț, iau jeteu și fac încă 3 ochiuri de lanț. Pardon, 3 piciorușe duble. Și voi continua acum și pe partea asta. Voi lucra un grup de câte 3 piciorușe în primul spațiu, un grup în cel de-al doilea spațiu și aici, între ultimul și penultimul, voi lucra încă un grup. Haideți să facem împreună. Lucrez 3 piciorușe duble. Iau jeteu, mă mut în următorul spațiu.
și acum iau jeteu și mă mut aici, în dreptul celor trei ochiuri de lanț de pe rândul anterior. Și voi lucra iar un grup a câte trei. Vedeți, se formează ca un triunghi care va fi la final baticuțul pe care va forma căciulița. Acum, cât vom lucra? În funcție de vârsta pe care ați decis că veți face căciulița, veți lucra atât încât aici, această parte unde avem capătul firului, nu aici, nu aici, aici. Până când partea aceasta a triunghiului va avea dimensiunea necesară pentru căciulița pe care voi ați ales-o. De exemplu, eu astăzi o să lucrez o căciuliță pentru 3 ani. Am deja lucrat, o să vă arăt, pentru că voi merge mai departe cu partea lucrată până acum. Eu am aici o căciuliță pentru 3 ani și dimensiunea în partea aceasta este de 46 de cm. Eu am deja lucrat aproximativ 46 de cm, voi lucra acum ultimul rând cu voi. Este foarte simplu, dar îl voi lucra cu voi. Vedeți, cam așa arată până în acest moment lucrul meu. Iar aici, ultimul rând pe care îl voi face, am decis să fac un rând de piciorușe scurte pentru a fi mai ușor în momentul în care voi adăuga franjuri. Voi face un ochi de lanț, întorc lucrul. Acest ochi de lanț va fi primul piciorul scurt de pe rând. Mă voi muta în următorul ochi și voi lucra un piciorul scurt. Voi lucra câte un piciorul scurt în fiecare ochi care s-a format. Nu voi mai lucra în spațiile formate, nu voi mai lucra în spații, voi lua fiecare ochi în parte. Acest lucru este opțional, puteți să lucrați fie piciorușe duble, puteți să nu faceți absolut deloc rândul acesta. Eu prefer să-l fac doar pentru a-mi fi ușor în momentul în care voi pune franjuri. Însă v-am zis, este opțional. Eu acum o să lucrez piciorușe scurte până când ajung aici, pentru că în momentul când voi ajunge aici, în interiorul celor două ochiuri de lanț, voi lucra alte piciorușe scurte, însă o să revin când ajung acolo. Continui să fac piciorușe scurte până când ajung aici în colț. Am ajuns acum în dreptul ochiurilor de lanț. Acum, în dreptul celor două ochiuri de lanț, voi lucra în interior trei piciorușe scurte pentru a face o margine destul de frumoasă. Dacă vi se pare că trei piciorușe scurte sunt puține, puteți să mai faceți încă două, însă eu prefer doar 3 să fac. Puteți face chiar și 5 dacă vreți să fie un pic mai accentuat acest colț. După care mă voi muta în următorul ochi și voi continua să fac piciorușe scurte până când ajung la capăt. Am ajuns acum la capătul rândului după ce am făcut piciorușe scurte pe toată marginea. Acum, ce trebuie să fac este să mă prind de celălalt colț. Practic, voi lua celălalt colț și mă voi prinde cu un picioruș alunecat de acel ochi de lanț pe care l-am făcut eu la începutul rândului. Și de aici voi începe să transform acest triunghi, care practic acum este doar partea baticuțului, în căciuliță. Mă voi ridica cu două ochiuri de lanț sau trei, ridic cu trei. Iau jeteu și voi lucra în dreptul fiecărui rând câte două piciorușe duble. Acum puteți să faceți această margine cu piciorușe scurte sau puteți să lucrați direct cu piciorușe duble. Însă trebuie în dreptul fiecărui rând să lucrați câte două piciorușe duble. Eu am luat jeteu, voi intra în dreptul primului rând și voi lucra un picioruș dublu, iau jeteu și în același loc voi face cel de-al doilea piciorul dublu. Iar iau jeteu, iar intru și fac alte două piciorușe duble. Ați văzut că aici eu am făcut aceste două ochiuri de lanț care va face cumva un număr impar de ochiuri, însă pe acesta îl voi împerechea cu un alt ochi, cu un alt piciorul dublu pe care îl voi lucra aici, în dreptul mijlocului de unde am început. O să vă arăt. Până una alta, voi lucra câte două piciorușe scurte în dreptul fiecărui rând până când ajung acolo la capăt.
Eu aproape ajung la mijloc. Am aici ultimul rând în care voi face două picioarușe duble. Cum vom continua partea aceasta a căciuliței cu acel model gumă, picioruș luat din față, un picioruș luat din spate, o să vă arăt la cealaltă căciuliță. Aceasta este gumița pe care o vom lucra. Este absolut necesar să avem un număr par de piciorușe. Aici, la început, după cum v-am zis, m-am ridicat cu aceste două ochiuri de lanț, cu aceste trei ochiuri de lanț, iar acest lucru va face cumva ca lucrul meu să aibă piciorușe impare în lucru. Tocmai de aceea, acest picioruș care este ridicat aici, îl voi împerechea cu un alt picioruș pe care îl voi lua exact de aici, din mijloc. Și fac acest lucru pentru că dacă ar fi să mă mut cu celelalte două piciorușe direct aici, uitați, o să vă arăt, aici în mijloc se va forma o gaură, vedeți? Rămâne o gaură. Tocmai de aceea voi împerechea acele trei ochiuri de lanț cu un picioruș pe care îl voi lucra aici, în interiorul cercului magic. Am mai lucrat încă un picioruș. Abia acum, cu timpul o să-mi ascund și firul acela în lucru, abia acum voi lucra două piciorușe duble în dreptul primului rând pe care l-am făcut aici. Aici. În felul acesta nu va rămâne nici gaură și voi împerechea și acel ochi de la, acel picioruș de la început. Voi continua să lucrez câte două piciorușe duble în dreptul fiecărui rând până când ajung la capăt, după care revin. Am ajuns la capătul rândului. Cam așa arată lucrul până acum. Acum mă voi prinde cu un picioruș alunecat de cel de-al treilea ochi de lanț și voi începe să lucrez gumița propriu-zisă. Eu v-am mai arătat-o și nu mai știu la care tutorial, cred că la cel cu botoșei, este foarte simplu. O să mă ridic cu două ochiuri de lanț, cu trei, ca așa am început. Voi lua jeteu și voi lucra în următorul picioruș. Însă nu-l voi mai lua normal, voi băga croșeta din lateral, trec pe sub el, trag jeteu și voi lucra un picioruș dublu. Iau iar jeteu, la următorul picioruș voi băga croșeta din spate, prin lateral, trec peste el, ies în următorul spate tot din lateral, trag jeteu și lucrez un picioruș dublu normal. În felul acesta voi face gumița aceea, voi face acel model elastic. Este foarte simplu, în engleză cred că se numește front loop și back loop, ceva în genul. Nu, în fine. Ați înțeles voi ideea, nu mai știu exact acum termenul în engleză. Iau jeteu, bag prin lateral, trag jeteul prin, pe dedesubt și lucrez piciorul scurt. Și voi lucra așa până când ajung la capătul rândului. Începând cu rândul următor, va fi mult mai ușor pentru că piciorușele sunt deja evidențiate și noi le vom lucra așa cum sunt ele. Nu voi mai suci ordinea, adică dacă acesta este evidențiat în față, e clar că îl voi lua din față. Pe celălalt, dacă este în spate, îl voi lua din spate. Acum, ce vreau să vă zic, dacă am început după cele trei ochiuri de lanț, dacă am început cu primul picioruș luat din față, atunci cu siguranță ultimul va trebui să fie tot din față, iar aceste trei ochiuri fiind lăsate ca înlocuind piciorușul care este luat din spate. Tocmai de aceea v-am zis că este necesar să avem un număr par de ochiuri, tocmai pentru a veni îmbinarea bine aici la final. Eu o să termin rândul ăsta și eventual o să revin aici pentru a începe următorul rând împreună, însă este un model repetitiv și vom lucra acest model atât de mult cât dorim să fie partea aceasta din față, partea care practic va acoperi urechile copilului, cam cât vrem noi de mare să fie, cam atâtea rânduri vom lucra. Aici nu există un număr exact, pot să fie 8, pot să fie 10, pot fi câte doriți voi. Eu o să lucrez, când ajung la capăt o să revin eventual să încep și rândul numărul 3 cu voi, însă v-am zis, este repetitiv. Am ajuns la capătul acestui prim rând, care am împărțit piciorușele în față și în spate. Acum o să mă prind cu un picioruș alunecat de cel de-al treilea ochi pe care le-am făcut la începutul rândului
și sunt gata să încep următorul rând. Pentru, începând cu următorul rând, ne va fi mult mai ușor să facem această gumiță, pentru că picioarele sunt deja evidențiate, atât pe spate cât și pe față. Tot ceea ce trebuie să facem este să urmăm poziția pe care o au ele. Dacă acesta este în față, îl luăm din față, iar cel care este înspre spate, îl vom lua din spate. Este foarte ușor să facem acest model. Acum eu o să continui să lucrez gumița încă vreo 4-5 cm, iar după ce voi termina gumița, voi reveni să vă arăt cum fac franjurii și cam asta este cu acest model. Cam așa arată căciulița aceasta după ce am terminat și gumița. Eu am început deja să pun franjurii, dar o să vă arăt și vouă cum îi pun. Este foarte simplu. Ținem căciulița cu partea din față înspre noi, aceasta este partea din spate. Eu aici am tăiat câteva fire, m-am folosit de această bucată de metal pentru a face cam toate bucățile de fir la fel. Am dat pur și simplu firele după ea, după care am tăiat cu foarfeca. În felul acesta am obținut firele aproximativ egale. Cum voi pune franjurile? Este foarte simplu, voi lua două fire, pun câte două fire și pun o dată la al treilea ochi. După cum vedeți, am aici deja un franjur pus, voi sări două ochiuri, în cel de al treilea bag croșeta în acel ochi, trag cele două fire pe care le-am ales, iar în bucla care s-a format voi băga capetele, având grijă ca ele să fie aliniate. În felul acesta mă scutez de o muncă la final, nu va trebui să le mai îndrept. Și continui așa până când ajung la capăt. Bag croșeta în al treilea ochi, vedeți, am sărit două. În al treilea voi băga cele două fire pe care le voi folosi ca franjuri și fac nodul. E foarte simplu de pus franjurile, am vrut doar să vă arăt, să vedeți cum fac eu. Acum eu o să continui până la capăt și căciulița va fi gata imediat. Cam așa arată căciulița mea în stadiul final. Sper că vă place și vouă, mie îmi place foarte mult. Este un model foarte ușor de realizat și foarte răcoros, ținând cont că acum primăvara este când cald, când frig. Sper că v-am inspirat să realizați și voi o astfel de căciuliță. În cazul în care o realizați, vă reamintesc că puteți să-mi arătați fotografiile voastre în grupul meu de Facebook, Irene's Handmade Group. Iar dacă nu sunteți încă membri în acest grup, vă invit să vă înscrieți. Aveți linkul în descrieri, linkul către grupul meu de Facebook. Totodată aș vrea să vă reamintesc că aveți posibilitatea să vă abonați la acest canal în cazul în care vreți să nu pierdeți următoarele tutoriale pe care le voi posta, apăsând butonul de abonare și puteți să apăsați și clopoțelul de lângă. În felul acesta veți primi de la aplicația YouTube o notificare în momentul în care eu am încărcat un videoclip nou. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare vă urez să fiți creative și v-am pupat! La revedere!